Au loc discuții după ce doi polonezi au murit la o fermă aflată la 10 km de granița cu Ucraina, unde a căzut o rachetă de fabricație rusească. Moscova neagă vehement că ar fi lansat acel proiectil și susține că ar fi vorba despre o provocare pusă la cale de Kiev pentru a atrage NATO în război. Ministrul ucrainean de externe a declarat că ideea că țara sa ar fi lansat rachete care a căzut în Polonia este o teorie a conspirației care face parte din propaganda rusească. Președinții americani și polonezi au subliniat în declarațiile făcute în cursul nopții că întreaga situație trebuie investigată. Doi oameni au murit după ce două rachete au lovit marți satul din Polonia în apropierea frontierei cu Ucraina, în timpul atacurilor rusești asupra orașelor și infrastructurii ucrainene. Semnalează presa locală preluată de Reuters. Pompierii de la fața locului nu au putut da detalii, folosind doar termenul explozie. Informația că a fost vorba de rachete rusești difuzată pe postul privat Radio Z. Incidentul cu presupusa lovitură cu rachetă ucraineană asupra unei ferme poloneze dovedește un singur lucru, ducând un război hibrid împotriva Rusiei. Occidentul se apropie de un război mondial, a scris fostul președinte și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.